Am pus pe Instagram o postare care are, până acum cel puțin, mare succes și asta m-a amuzat că am găsit o postare mai veche căutam ceva de Volkswagen. Și am găsit o postare din 2019, parcă, da, 2019, în care Volkswagen susținea că din 2026 vrea să treacă pe producție exclusiv electrică. Adică să facă exclusiv mașini electrice. Ia ghiciți ce s-a întâmplat anul ăsta. A apărut o altă postare în care Volkswagen acum ia din bugetul mașinilor EV și îl bagă în proiectarea, crearea unor noi motoare cu ardere internă pentru reglementările actuale. Adică rupe din EV și investește din nou în motoare cu ardere internă. De unde sperau ei să vândă 25-35% din portofoliul lor doar mașini electrice? Ei bine, vând doar 6,5. Volkswagen, das Auto. Așa că e vorba aia, viața bate filmul. Ce au proiectat ei acolo, filmul lor, nu bate cu viața. Și cu cine discut, nu dorește o mașină electrică. Nimeni nu vrea mașini electrice. Puțini, foarte puțini vor mașini electrice. De obicei, ăia care au foarte mulți bani stau la casă și care sunt tech geeks, care au tot felul de funcții pe telefon, țacapaca, pui Tesla, te joci cu volanul, îi pui claxon care sună heavy metal, nu știu, surveillance, deci ăștia geek guys sunt fani mașini electrice. Ăia care au bani și stau la casă, ăia care au bani și au subteran și o încarcă acasă, ăia care au bani și au panouri solare, care ăștia procentual din populație sunt ceva de genul circa 0,2%. Who cares? Iar la nivel mondial nu prea o să-și facă nici nimeni mașini electrice. Toyota, da, vă las un articol, a spus foarte clar că ei nu investesc și nu cred într-un viitor electric, ei rămân foarte strong pe segmentul hibrid, full hibrid și plug-in hibrid, dar în mod special pe standard hibrid, adică cum e Camry, cum e Yaris, cum e Corolla, cum e Corolla Cross, cum e RAV4, cum e Highlander, deci hibrid normal, nu plug-in, nu mild, nu non-hibrid. Și aparent aia este cea mai eficientă variantă disponibilă. Discutam cu cineva care de asemenea vinde mașini la mâna a doua și spunea că, bă, nimeni nu caută mașini la mâna a doua pe licitații și se vând la prețuri de nimic, adică ți iei Volkswagen GTE, Passat GTE, mă rog, la 1.4 plug-in hibrid, Octavia plug-in hibrid, Golf plug-in hibrid, parcă era și Golf, Passat plug-in hibrid, Superb plug-in hibrid și care mai sunt plug-in hibrid din grupul VAG, pământ, depreciere masivă, nimeni nu le cumpără. Am pus eu pe mașina ta contează, adică pe Instagram, pe canalul acela, nu e privat, e public, dar e mai restrâns, unde sunt 2000 de membri. Am pus așa cu o glumă către Cătălin Ritter cu Tesla lui, era o tipă pe care o știu de mult timp, e rusoaică tipa și predă limbi străine, engleză în mod special, și a fost întrebată de cea mai proastă, care a fost cea mai proastă investiție a ei și a spus că Tesla, pe care a dat 100 și ceva de mii de dolari și mai valorează acum circa 35. Așa că nu sunt neapărat un hater al mașinilor electrice. Sunt eficiente, sunt cum sunt, a făcut mișto de mine, Cătălin a dezbătut el că la 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 acolo pe canalul lui, dar oamenii de rând nu își vor cumpăra electrice. Deci nu își vor cumpăra. Și mă amuză abordarea pe care și-o schimbă mari producători, nu doar Volkswagen, adică ei încă vând 2000 TDI, 3000 TDI, ok, nu mai vând 4000 TDI, dar vând 2000, vând 3000, vând 3000 BTDI, vând, adică nu știu, de exemplu Audi, adică tot VAG-ul, au venit cu gama nouă S, înainte era S4 3000 TFSI, S5 3000 TFSI, S6 4000 TFSI, S7 4000 TFSI, S8 4000 TFSI, el a rămas. SQ5 3000 TFSI, SQ7 4000 TFSI, 4000 TDI,
SQ8, la fel, 4000 TFSI, 4000 TDI. Au trecut la S, noile motorizări S, domne. S, 3000 biturbo diesel. Sau turbo diesel doar, nu știu exact dacă e turbo sau biturbo. Cu 300 și ceva de cai putere și vreo 700 Nm, care S ăsta nou 3000 diesel e pus pe S4, S5, S6, S7, SQ5. Deci au făcut motorizări noi diesel. Și probabil că o să mai facă ultimele motoare diesel la noua normă Euro 7. Și au mai fost și discuții interesante prin la europarlamentari. Domne, asta cu 2035 să interzicem motoarele cu ardere internă, că a fost o greșeală. Din punctul meu de vedere e foarte simplu. Vrei să reduci emisiile poluante? Da, bun. Faci benzina 20 de lei. Simplu. Să ne cumpărăm toți mașini foarte eficiente, adică Yaris consum 3 jumate, 4 jumate, și vii cu subvenție pentru transportatori. Că dacă o să aibă ea 20 de lei motorina, o să ai pâinea 10 lei. Că na, trebuie să aduci materie primă, să transporti mărfuri și așa mai departe. Deci cam asta trebuie făcut dacă vrei să reduci emisiile. Subvenții pentru câteva categorii de oameni și afaceri dezavantajate, le dai un termen de tranziție să se pună la punct. Da? Și tot ce înseamnă vechituri, mașini vechi, Euro 2, 3, chiar și Euro 4, out de pe străzi, că ălea poluează cel mai mult, nu ăsta Euro 6 E, nu aia, nu ălea-s problema, că din septembrie nu mai poți să matriculezi Euro 6 D, doar Euro 6 E și o să apare Euro 7, da, fix alea, ălea erau problema. Nu, problema sunt alea vechi, 9 euro, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, motorizările mari, mașinile fără filtru de particule, cu foarte mulți kilometri, și românii care au prea multe autovehicule, inclusiv eu, adică nu se pune problema, dacă se dă o astfel de lege, mă conformez, pot să țin o mașină și o motocicletă, nu e niciun fel de problemă, dar dacă vrei să reduci emisiile, asta trebuie să faci, nu benzina 6 lei, subvenție 10.000 la Rabla de euro la electric, mă rog, nu mai s-a dus. Taxe mici, da? Și bagi mie euro 9. Nu ai soluția. Soluția e să împuțineți mașinile, simplu. Cum puțineți mașinile? Preț, cost. Triplezi asigurarea dacă ai a doua mașină. O faci de 10 ori asigurarea dacă ai a treia mașină. Nu asigurarea, impozitul, mă refer la impozit. Impozitul pe cilindre. Ai o mașină 2.0 TDI? Da, bun, 250 de lei. Mai ai o mașină 2.0 TDI? Da, personală, da, bun. 1.000 de lei. Ai a treia mașină 2.0 TDI? Da, 5.000 de lei. Și cam asta e, adică după aia o să-mi spuneți că da, nu merge așa, că uite, o să pui o mașină pe numele lui bunică ta, o mașină pe numele lui nevastă ta și o mașină pe numele tău, fiecare are o mașină. Ok, dar poți să vii cu o altă soluție. Poate să conducă mașina doar ăla care e proprietar, mă rog, și pe asigurare. Și nu se combină să-i faci tu asigurare și lui nevastă ta separată și ție și lui fie ta și lui bunică ta. Nu o să-ți combine. Și atunci se pot lua multe măsuri. Deci ce soluții se iau acum în calcul, mi se pare că nu ajută la absolut nimic. Adică nu se iau măsuri, de fapt. Asta e dilema. Și plus că sunt multe alte soluții, adică cu hidrogenul, cu CNG-ul, cu GPL-ul. Lumea nu înțeleg de ce nu halește GPL-ul și de ce nu fac producătorii motoare care să meargă cu GPL. Că GPL-ul e foarte curat în sine. CNG-ul e foarte curat. Hidrogenul e mai complex, e mai periculos, e mai sensibil, dar CNG-ul, GPL-ul sunt țiplă, nu poluează. Și încă o chestie, vrei să nu mai merg cu mașina? Păi fă-mi tată de infrastructură, de transport public în comun, cum e în Anglia, cum e în Spania, cum e în Italia, adică fă-mi trenuri noi, căi ferate noi, să mă duc de la București la Vâlcea cu trenul într-o oră jumate, nu în 8 ore, frate. 8 ore faci de la, ia să intrăm pe CFR, Râmnicu cu Vâlcea, Gara de Nord, București, 8 ore, că mă ia pe toată Oltenia, nu mă duce și pe mine pe altă parte, rută directă, că n-are pe unde. De la Sibiu la București faci 5 ore jumate, de la Vâlcea la București faci 8 ore. Cool. Da? Adică despre asta e vorba. Fă trenuri, ia trenuri, mărește prețurile, creează condiții și fă-mă discret să renunți la mașină. Dacă nu vei discret, fă-mi benzină 20 de lei și mă faci și cu japca. Dacă nici așa nu mă faci, mă rog, o să fie o categorie care o să-și permită și nu o să renunțe la mașină, orice ar fi, dar cei mai mulți oameni o să renunțe la rable. Că na, acum 20 de ani, nu toată lumea avea mașină și se putea trăi bine, mersi. Acum toată lumea, domne, s-a născut în mașină. Eu fac drumuri lungi, merg pe la București, merg stânga dreapta. Eu când stau în oraș, eu nu prea merg cu mașină. Merg cu trotineta, merg cu motorul, merg, nu știu, cu un scooter sau cu bicicleta sau cu trotineta. Adevărat că, domnești, cum duc copilul la școală? Te muți în oraș,
lângă o școală, nu faci naveta de la 20 de kilometri, că mulți au făcut în penia asta, hai să-mi vând apartamentul din centru, că iau pe el 100 de mii și mă fac casă la țară, fac naveta, că e ieftină benzina. O să schimbe combinația asta, o să revină toți la oraș. La un punct, mă rog, am intrat în alte discuții, dar ideea era că Volkswagen vede chestia asta. Toyota a văzut-o de la bun început. Porsche a zis, noi nu renunțăm la motorul cu ardere internă decât dacă se interzice prin lege. Facem carburanți sintetici, facem la 911, noi nu renunțăm la motorul termic. Punct. Ferrari la fel, noi nu renunțăm la V12. Ne pișăm pe taxele voastre, pe reglementările voastre. Noi facem V12 până nu mai avem voie cu el prin lege. Să fie interzis prin lege. Și cam asta e chestia. Lumea nu o să renunțe, asta e morala, lumea nu o să renunțe la motoarele cu ardere internă până în 2040-2045 lejer. Lejer, adică să fim serioși. Azi mâine se dă norma Euro 6E și de la anul, probabil, da, la anul parcă Euro 7. Și eu azi am văzut o nenică dezbrăcată în pielea goală cu geamurile jos, evident nu avea ce, într-un Golf 2. Golf 2. 1.9D. Simplu. Care fumega. Da? Și am mai văzut o nenică într-o Dacia, și am mai văzut o nenică într-un Golf 3, și am mai văzut o nenică într-un Golf 4, Octavia 1.9, de-aia, vai mama ei. Am mai văzut o Skoda Felicia. Bă, tată, lasă-mă cu Euro 7, că până la Euro 7 ar trebui luate măsuri să scăpăm de găile din 1990. Ălea poluează, bine, puțin acum procentual, dar ălea poluează o grămadă. Aia poluează cât 100 de mașini Euro 7. Deci ălea sunt momentan un factor mare de poluare, găile. Așa că, dragă Volkswagen, dragă Toyota, dragă Stellantis, dragă GM, dragă toate grupurile mari de mașini, băgați-vă mințile în cap că motoarele cu ardere internă nu dispar în următorii 30 de ani. Aștept părerea voastră. Ne vedem în următoarele episoade.